cine și ce ar trebui să facă pentru a împinge guvernul să vină public cu un plan de măsuri înainte de 14 mai? Ar trebui, în primul rând, românii. Eu, știți, am lansat formula, românul vrea să stea în continuare pe cuptor. Imaginea publică, impresia, atmosfera publică, o atmosferă creată de guvernarea, de guvernul PNL, vor veni bani, ați observat. Se anunță tot felul de măsuri populiste, ai impresia că la granița țării stau trenuri cu euro, cu camioane, tiruri care așteaptă să vină în România și să dea bravilor români, ei ne facă nimic. Este unul dintre cele mai grave atentate la siguranța națională, dacă se poate spune așa, această atmosferă populistă creată de guvern. PNL și Klaus Iohannis mai speră încă într-o victorie electorală parlamentară, probabil că vor încerca să facă anticipate, adică să pompeze în perioada asta de după ieșirea, de după încetarea stării de urgență, bani din greu, bani, adică nu vor lua nicio măsură cerută de economie, de viață, măsură dură, minim dură, minim severă, din punct de vedere economic, măsură de dreapta, vor lua niște măsuri de un PSD absolut, vor întrece PSD-ul în pomeni electorale. Și cred că dacă nu fac anticipate, probabil că vor amâna și localele în așa fel încât să se țină cu parlamentarele pentru ca să poată să profite. Nu cred că vor amâna prea mult, deoarece nu vor mai avea bani să pompeze atât de mult. Dar, repet, toată atmosfera creată de PNL, de Klaus Iohannis, este cea de stat liniștiți, pe cuptor, nu vă agitați, că o să vină bani și... Și dacă mai stați pe cuptor vreo 2-3 luni, banii vor veni de la sine, nu veți plăti rate, nu veți plăti chirii, nu veți plăti, nu știu, utilități, ceea ce este o escrocherie, un fals. N-au cum să nu plătească, pentru că nicio firmă din România, din domeniul acesta al consumului casnic, nu își va putea permite să elimine costurile pe care, sigur, contractele pe care le avem fiecare, băncile nu își vor putea permite să renunțe la returnarea creditului, pentru că altfel se dărâmă și pierd și ei alți care au depozite la bănci. Adică noi ne dăm seama, ne spunem, domnule, dar băncile să nu mai ceară creditele înapoi, nu mai ceară dobânzile. Da, stimați cetățenii României, dar în felul acesta băncile se prăbușesc și la un moment dat nu o să mai aibă să vă dea banii pe care îi aveți, pierdeți toți depozitele din bănci. O mare parte din populație, inclusiv cei care au credite, au și, să spunem, depozite, și atunci toate economiile care s-au fost făcute și depuse la bancă se vor duce, dracului, că falimentul unei bănci când banca dă banii, adică îți dă banii când te duci la automat, nu că are ea undeva un izvor de bani, ci pentru că sunt bani pe care îi dau ceilalți care au luat credeți din dobândă. E o chestie elementară, nu le-a spus nimeni românul. Ei au impresia așa că banca e așa un fel de tezaur, peștera lui Aladin, și nu. Banii pe care îi garantați, sunt garantați că îi poți să-i scoți de la automat, sunt bani născuți din dobânda și din creditele care se returnează de o altă parte a populației. Deci această atmosferă este incredibilă. Dacă e un lucru mai mult decât straniu acesta. Normal este ca toate domeniile de activitate care vor să fie relansate să fi pus deja în dezbatere publică și trimis guvernului propunerile lor de măsuri de distanțare socială. Vă dau un exemplu, biserica. Și eu de câte ori fac un interviu la Cristoiu TV, primesc întrebări pentru interlocutor în legătură cu de ce
nu se dă drumul la slujbele religioase. Păi este o explicație foarte simplă. Până acum, biserica nu a anunțat niciun plan de distanțare socială, niciun guvern de lume nu dă drumul la modul absolut. Normal era biserica să fi făcut un plan, să anunțe dacă pentru a se da drumul la slujbele religioase. Ne angajăm cum? Între penoriași va fi între credincioși o distanță de. Credincioșii vor purta măști. Vor purta măști sau nu vor purta preoții, nu știu, icoanele vor fi, nu știu, dezinfectate. Am dat un exemplu. Noi am dat în loc biserica, proprietarii de restaurante, toți așteaptă, care este aberant, să vină guvernul să le impună. Nu! Trebuie să vii tu, cum au făcut stomatologii, cu măsurile de distanțare socială pe care le iei. Măsuri care trebuie neapărat puse în dezbatere publică, pentru că ele depind și de clienți. Adică, am avut un interviu cu Dragoș Slăvescu, în numele medicilor stomatologi, proprietari de firme de cabinete de stomatologie, și el a sesizat un lucru. Multe din măsurile care ar trebui să le ia ei, la un moment dat vor duce la creșterea costurilor, consultațiilor și tratamentelor. Trebuie să spui deja clienților, la frizerii. Până acum se vorbește de deschiderea frizerilor, eu n-am văzut dinspre firmele care se ocupă cu asta propuneri, pentru ca să știm și noi, pentru că la un moment dat nu va fi rentabil. Deci ar trebui pus deja de mult în dezbatere și să spună, uite, în cazul la frizerii, intră numai un client pe zi. Nu știu, dacă intră un client pe zi, eu sunt hotărât să nu mă mai duc, pentru că înseamnă că trebuie să mă programez și voi fi la anul. Mă tun singur. Adică este foarte important, este incredibil. Toată Europa e cuprinsă de măsuri de relansare, de dezbateri. La noi, timpul a încremenit, românul stă în continuare pe cuptor, eventual deja încalcă toate aceste măsuri. Ieri a crescut numărul de amenzi, vă dau o știre, deoarece în toată țara, nu știu dacă și în București, sau milițienii au venit din nou în potere, sunt orașe mici, mi s-a spus, Târgu Jiu mi-a dat un exemplu, erau poliție după poliție la controle. Au dat ordine domnul Vela, ia, reluați controlele foarte dure, deoarece românii se relaxează. Se relaxează și văd și ei, gata. Virusul a ieșit din creierul românilor și în aceste condiții a ieșit din creierul românilor, ei presupunând că lasă, că o să meargă să se plimbe în parcuri, indiferent că e voie sau nu e voie. Că așa sunt românii, zice, lasă că facem ca ei și facem ca noi. Deci nu este incredibil în România. Dezbaterea numărul unu a agendei publice trebuie să fie măsurile de relansare, de relaxare, de reîntoarcere la viață, măsuri în sensul de ce interdicție să se păstreze. Toată lumea, adică ne plângem că s-ar putea să nu ne deplasăm, dar n-am între localități, dar n-am văzut până acum, nu știu, propuneri din partea noastră. Eu am propus de atâtea ori. Părerea mea este că pe proprie răspundere ar trebui să putem circula între localități cu motivat, adică nu numai să arăți contractul dacă ai casă de vacanță, cum au foarte mulți oameni din marile orașe, dacă ai casă bătrânească, să iei la tine certificat să arăți că unde te duci sunt părinții sau sunt neamuri de un anumit grad, nu știu. Gradul 1, 2, nu știu. Și atunci să se dea drumul. Dar așa, pe ideea să nu se dea drumul. Când ni se dea drumul să facem sport. Sport ce? Alpinism? Bun. Și cum verificăm? Vine poliția și controlează dacă tu faci alpinism sau schi. Iei schiurile cu tine. Deci vedeți că și din partea noastră, din partea românilor, a poporului, nu, pe de o parte, nu e presiune că toată lumea stă pe cuptor, că lasă că e foarte bine, lasă că vine guvernul și ne rezolvă nouă toate problemele. Și aici fac o paranteză, ca înainte de a încheia. Dacă observați, toate comunicatele, comunicarea publică a guvernului este că e extraordinar.
N-am văzut la un demnitar de la cât, măcar de regulă ministrii finanțelor sunt din ăștia, poți să omorâți și drama. N-am văzut un moment de realism, nu de dramatism. Să spună, băi, a pierdut economia românească, s-a pierdut miliarde, trebuie să ieșim să recuperăm. Nu ați văzut? Toate sunt triumfătoare, triumfaliste. Nu e nicio problemă, domnul Câțu, în mod inconștient, ne spune că da, ne spune că chiar s-au adunat mai multe taxe și impozite decât în vremuri normale și atunci sigur că induci populației românilor acest sentiment. Bă, nu se întâmplă nimic, e lucrurile mai frumoase ca altădată, stăm pe cuptor, că oricum ne-a zis domnul Câțu că nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Deci nu se poate, aceste semnale, ele sunt încă o dată, este blestemul românesc, blestemul nostru ca țară, că noi avem alegeri parlamentare și cei de la guvernare, minoritari fiind în Parlament, încă nu se preocupă la ora actuală și nu se vor preocupa de economie, de viața românilor, decât se vor preocupa cum se câștige alegerile și atunci va fi un dezastru, cum se vede de pe acum, pentru că singura preocupare va fi de pomene electorale, de vrăjire electorală, de iluzionare electorală a românilor și ne vom trezi, nu știu, poate pun alegeri, le câștigă ei și după ce le câștigă, cred că vor fi obligați să taie 3 sferturi din bugetari și să taie pensii, salarii, pentru că nu vor mai avea. Adică mai degrabă să ne spună de pe acum, că se ia măsuri de pe acum, decât să ne amăgească, să facă pomeni electorale și când vor câștiga alegerile să ne trezim cu toții că ne-a păcălit, nu-i așa, că e bine și de fapt măsurile pe care le vor lua să fie infinit mai rele, mai grave decât dacă cele pe care le-ar fi luat în perioada următoare. A mai trecut încă o zi fără ca autoritățile să-și asume oficial un plan de măsuri privind relaxarea restricțiilor după 15 mai. Mai mult, premierul Orban a anunțat că vom afla abia pe 14 mai. De ce așa târziu? Declarația premierului că de-abia pe 14 mai vom afla măsurile de relaxare, cred că aș putea să spun că e penală, ca să nu folosesc un alt termen. Ceva e în neregulă. Ludovic Orban, Klaus Iohannis, cei care în cuplu sunt stâlpii regimului Iohannis, ar trebui să știe că 15 mai nu e o dată în care, nu știu, înflorește magnolia. Este o dată în care populația, românii, trebuie să... Unii să meargă la muncă, alții să meargă în concediu, alții să iasă prin oraș. Deci este vorba că înainte, cu o săptămână, cu două chiar, fiecare cetățean român își face un plan, un plan de viață. Este foarte important. Unii se decid să meargă la muncă, alții care sunt proprietari de firme trebuie să ia măsuri inclusiv de distanțare socială dacă sunt proprietari de restaurante sau de frizerii sau de atelier sau de ateliere sau cum le spun ei, de mijloace de înfrumusețare, de centre de înfrumusețare. Eu, mă rog, trebuie să mă văd dacă se deschide sau nu biblioteca Academiei și să mă pregătesc. Oamenii trebuie să-și cumpere măști, mănuși. Este inadmisibil să spui, este irresponsabil că de-abia pe 13 noi vom afla ce vom putea face de a doua zi. Dacă e una să știm că putem să mergem, să ieșim din București, la, nu știu, unii să meargă la casele de vacanță, alții la părinți, la rude și atunci trebuie să ne pregătim mașinile, nu știu, să le spălăm, să găsim combustibil, benzină și alta e să știu că nu e și atunci nu mai pregătim mașinile. Deci eu cred că nu a înțeles nimic din viața unui om. Peste tot în lume e o avalanșă de deschideri, cred că asistăm la un fenomen incredibil în Occident, măsurile de restricție sunt un fel de baraj care acum este rupt de apele măsurilor de relaxare. Tot ce era
până acum, prudență, până tot ce se era până acum, atenționare, pericolul a rămas, va veni nu știu ce val, a dispărut. Dacă asculți știrile de pe plan extern, vei vedea că e o întrecere acum în Occident care dă drumul la mai multe domenii de activitate, explicabil. Omenirea a ajuns, la, cu excepția României, toate statele lumii au ajuns la concluzia că au de ales între a muri de foame sau a muri de coronavirus. În punctul acesta de vedere, probabil că s-au făcut calcule și, deși cioclii apocaliptici sunt peste tot în lume, ca și la noi, mai ales cei din domeniul sănătății, se ajung la concluzia cu orice risc, trebuie dat drumul la aceste măsuri de relaxare. Se pare că, de fapt, mai mult ca sigur, în multe state europene s-a făcut un calcul, și anume că spitalele, chiar dacă aceste măsuri de relaxare ar duce la o creștere a numărului de infectări, s-a ajuns la concluzia că toate spitalele, secțiile de terapie intensivă nu vor fi supralicitate. Asta este principalul pericol. Și am înțeles că în Franța, în alte țări din Occident, se experimentează, asta e o chestie în premieră, o metodă foarte interesantă, și anume se dă drumul, se dau drumul, se fac măsuri de relaxare uriașe, se speră că prin acestea o parte a populației se imunizează, dacă cumva crește numărul de infectări, se trece iar la, cum spun francezii, deconfinare, adică iar la unele măsuri de restricție, oamenii iar stau o parte din ei sau în case, dar și iar se dă drumul în așa fel încât la un moment dat, după vreo două, trei asemenea manevre, vom avea de-a face cu națiuni deja imune, pentru că au căpătat imunitatea aceea de grup, de turmă, cum se spune uneori peiorativ. Deci, pe acest fond, în România, este ceva în neregulă, adică deja s-au luat măsuri în Occident de relaxare mult mai multe decât cele anunțate de președinte ca fiind peste o săptămână. România ratează startul, ratează startul în toate domeniile. Rămânem în urmă cu un secol în materie de, e o trecere între toate statele europene, statele occidentale, de, și nu numai, și de a, da, de a prinde startul. E un start în materie de consum, în materie de reluare a economiei. La noi am cremenit totuși la o declarație a lui Klaus Iohannis, care ne anunța că de fapt practic nu se va câștiga nimic în odată cu încetarea stării de urgență, va veni stare de alertă și noi în continuare, în afară de faptul cum de atâtea ori am spus, vom putea ieși cu mașina să ne învârtim la rondurile principale din București, nu se va întâmpla nimic. Deci aici, și încă o dată, acest anunț este, dacă am avea ca o opoziție ca lumea, s-ar fi reacționat acum cu, chiar cu duritate, pentru că nu poți să spui că românii vor afla de-abia cu o zi înainte de încetarea stării de urgență ce vor putea să facă ei, pentru că încă o dată ieșirea din starea de urgență presupune niște planuri de viață pe care și le face fiecare cetățean, că nu suntem, până și copiii trebuie să-și facă plan dacă merg sau nu merg la grădiniță și în planul lor trebuie să prevadă dacă o văd pe Nela, Nela se vede cu Ionel sau Ionel cu Mirela. E normal, suntem totuși oameni, nu roboți. O a doua caracteristică, zice, a acestei perioade este, confirmă ce am spus de atâtea ori, o întrecere socialistă incredibilă între diferiți demnitari în legătură cu ce ar trebui să se dea drum. Adică ați văzut, Vela spune una, l-au scos la înainte, l-au, i-au, îl trimit
pe Raed Arafat direct către o capcană mortală. Raed Arafat are, eu știu bine, are o mania a televiziunilor, e bolnav de media, de vedetism, și l-au lăsat pe el să iasă în ultima vreme, a început să critique decizia Curții Constituționale, spune că trebuie în continuare amenzi, ceea ce cred că e așa de, e și ușor de manipulat când e vorba de apariție mediatică în cazul lui, nu știe să se stăpânească și în, de aseară începând, domnul Raed Arafat riscă să devină dușmanul tuturor românilor, să piardă tot capitalul ăla care i-a neliniștit pe cei de la PNL și pe cei de la președinție, și spunând enormități, adică spunând că trebuie în continuare amenzi, că decizia Curții Constituționale nu e bună, deci într-un fel opunându-l pe el unui val popular, dar e treaba lui, eu nu-i dau, nu-i văd un viitor bun, el nu știe, că e ușor de, repede, el e ușor de manipulat, îi dai, îi întinzi asta, dulceața ieșirii la televizor și el, cum este, am zis, are mania aceasta a vedetismului, iese și spune numai, numai prostii, fără să se controleze un moment, fără să-și dea seama, fără să se întrebe, dar de ce nu este ceilalt, președintele Ludovic Orban, demnitar. Avem de-a face cu această întrecere socialistă și ea catastrofală, pentru că normal este ca noi să știm decizii etapizate deja, deja luate, ca să fac o rimă involuntară, deja luate, nu propuneri, pentru că noi nu știm nimic, adică toate aceste, Vela spune una, un alt demnitar altceva, Raed Arafat altceva, Rafila altceva, de fapt ele sunt ideea, ne gândim să, dar e pentru români, mai ales cum ei se uită la un titlu la televizor și zic, ia uite, au de gând să nu știu ce, să dea drumul sau să nu dea drumul. De fapt, practic, noi nu avem nicio decizie până acum, nicio decizie. Avem niște meditații cu voce tare la televizor în frunte cu președintele, ne gândim să, trebuie, ar fi bine să, după noi o să. Încă o dată nu se poate face niciun plan, nu în legătură cu ieșirea din starea de urgență.